Accidentul s-a întâmplat în toiul nopții pe drumul național 6 în cartierul Gura Văii. Pe o beznă cumplită, șoferul care conducea un BMW nu l-a observat pe bărbatul care intenționa să traverseze strada. L-a lovit în plin, iar impactul a fost atât de puternic încât unul dintre membrele inferioare ale victimei a fost aruncat la câțiva metri distanță. Medicii care au ajuns la fața locului au constatat decesul. Victima a fost găsită decedată și cu o amputație la nivelul membrului inferior drept. De la genunchi este amputat, fără nicio șansă, cu traumatisme cauzatoare de moarte. În apropierea locului unde a fost accidentat mortal bărbatul, se află și un marcaj de presemnalizare a trecerii de pietoni. Victima a vrut să traverseze strada în zona Gura Văii când un autovehicul l-a acroșat mortal. Se pare că nu ar fi fost pe trecerea de pietoni, deși exact în locul unde a decedat există o presemnalizare a marcajului pietonal. În urma cercetării polițiștii ajunși la fața locului au constatat că șoferul era băut. Aceștia au găsit o alcoolemie de 0,42 de miligrame alcool pur în aerul expirat. Este vorba despre un accident de circulație produs pe drumul național 6 în localitatea Gura Văii. O persoană de sex masculin a fost lovită de un autoturism care se deplasa dinspre municipiul Drobeta Trun-Severin către Orșova. Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața. Conducătorul auto, în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că rezultatul a fost pozitiv. Conducătorul auto vinovat face parte din formația unui cunoscut interpret autohton de muzică lăutărească. Acesta este acuzat de ucidere din culpă.